Domnul gazelor Alexandru Pelici, câteva cuvinte despre meci. Da. Aș vrea să încep prin a mulțumi oamenilor care au fost astăzi la stadion. Niciodată la Mioveni nu mi s-a întâmplat ce s-a întâmplat în seara asta. Să ieșim de pe teren învinși și totuși în aplauzele oamenilor care au fost astăzi la joc. Le mulțumim că au venit lângă noi, au fost alături de noi și probabil că au văzut și dânsii că am încercat să facem tot ce am putut pentru a scoate punct sau punct în această seară. Nu am reușit, dar nu pot decât să îmi felicit jucătorii, pentru că atunci când ieși de pe teren, chiar dacă ești învins pe tabelă în aplauzele propriilor suporteri, înseamnă că ai mulțumit oamenii și în primul rând fotbalul se joacă pentru suporteri, pentru oameni. Sperăm să vină număr cât mai mare la fiecare joc al nostru și să le oferim satisfacție. Îmi felicit jucătorii pentru jocul prestat. Am jucat cu campioana României, au fost multe momente de joc în care am jucat de la egal la egal. Am avut șansele noastre, din păcate am pierdut. N-aș vrea să comentez pe tema arbitrajului din seara asta. Cred că și dumneavoastră ați văzut relorile, ați văzut foarte bine ce a fost. Au fost alte meciuri în care au fost greșeli de arbitraj și împotriva noastră și la Liga a doua. Și ăsta e fotbalul. Important e ca greșeala să nu fi fost voită. Dacă e o greșeală, greșeala e omenească și se întâmplă să greșești. Din păcate, amândouă deciziile care au fost majore în stabilirea rezultatului final au fost împotriva noastră. Totuși, mă gândesc că e frustrant, adică se vă bată campiona 1-0 și cu un gol care e din nou se acum, adică mi-a rușit un lic că în toată cameră parcă nu e, dar totuși cred că e din orice cameră e offside. Da, cred și eu, cred că și din bucătărie e din cameră. A fost offside, asta e, dar și noi am recunoscut atunci când am câștigat la Petrolul, a fost o greșeală de arbitraj. Astăzi a fost invers, au câștigat adversarii, mult succes CF-ului, îi felicit pentru victorie. Nu știu, cum e simțit pe cea cum vestiat? Pentru că am gândit că e ceva nou și pentru ei să iasă în aplauzele spectatorilor, presupun că e o altă senzație. Poate că îmbrăbătează pe viitor. Asta, da, asta le-am spus la finalul jocului, pentru că probabil ați observat că i-am strâns acolo la centrul terenului și asta le-am spus. În momentul în care ieșim așa, înseamnă că proprii suporteri care trebuie să conteze cel mai mult pentru noi până la urmă au fost mulțumiți de atitudinea noastră în primul rând și de ceea ce au văzut. Singurul lucru care ne căjește în momentul de față este rezultatul final. Dar cred că dacă păstrăm jocul acesta, atitudinea, îndârjirea, lupta asta până la ultima picătură de energie, cred că vor veni și rezultatele. Jocul ne dă speranțe că putem să scoatem punct sau puncte împotriva oricărei echipe. Să vă întreb, 3 puncte în poate etape, poate că nu există cea mai nasoală, pentru că avem niște adversarii destul de incomozi. Dar ca joc, e în regulă? E mulțumitor? În momentul în care jucăm 3-4-3, să spun așa, primul sistem cu care am început acest joc, am jucat cu Sepsi și cu CFR-ul, începutul jocului. După ce am primit gol, ați văzut că am schimbat sistemul, am trecut în 4-4-1-1, după aceea în 4-4-2 și am terminat în 4-1-3-2. Am încercat totul pe cartea atacului, dar în momentul acela ne deschidem și ați văzut că CFR-ul a avut spații destule unde să profite de spațiile acelea și au reușit să ajungă la poartă. A avut și o intervenție inspirată a lui Ducan în finalul jocului, unde se putea face 2-0. Deci, o să fie, jocul noi trebuie să fim pregătiți pentru orice, în funcție de abordarea pe care o decidem. E un joc în care, sau un sistem de joc în care vom fi dominați ca și posesie, lăsăm posesia adversarului și încercăm să surprindem pe atac rapid și contraatac, să fim o echipă de tranziție, sau alegem să fim o echipă care joacă de la egal la egal, să încercăm, așa cum am făcut-o și la Mediaș, să jucăm un alt sistem și să conducem jocul. Atât vă mai întreb, cum vedeți perioada următoare, un meci cu Dinamo, un meci cu apoi acum și Craiova acasă? Presupun că jocul vă dă cât de cât speranțe, ce să așteptăm? Să, în primul rând să păstrăm lucrurile bune și să acumulăm puncte. E important. Nu ajunge doar să jucăm bine și să ieșim de pe teren învinși, pentru că până la urmă punctele contează în clasament. Și obiectivul nostru este să rămânem în Liga 1. Ne dorim foarte mult lucrul ăsta și cred că, așa cum am spus, jocul ne dă speranță că putem să îndeplinim obiectivul. Știu că ați fost peste un adreu pe subiectul ăsta, la mă trebuie și eu am înțeles. Jucătorii? Sunt șanse să apară jucătorii. Da, sunt șanse. Sunt șanse, mai e timp.
și o să vedeți. În zilele următoare e posibil deja să apară 1-2 jucători. Următoarele posturi, pentru că probabil nu o să-mi spuneți. O să fie poziții în atac, pentru că acolo avem nevoie de susținere și de mai mult sânge rece în anumite momente. Am avut și situații bune, de exemplu prima repriză, că nu le-am tratat cum trebuia. Probabil dacă am avea jucători experimentați și pe, și pe pozițiile acelea care să vină proaspeți de pe bancă, am putea scoate mai mult în anumite momente de joc. Credeți că avem nevoie poate așa un joc puternic, un jucător cu mai experiență care să... E nevoie de, de jucători buni, e nevoie în orice moment. Important e ca el, jucătorul sau jucătorii care vor veni, să se integreze în grup. Asta e principalul lucru care ne interesează. Avem un grup foarte bun de jucători, jos pălăria pentru ei, caractere minunate, și ăsta e principalul lucru. Al doilea lucru este salariul jucătorului, care trebuie să fie la fel în niște limite, pentru a nu se rupe vestiarul, pentru că nu vrem să facem diferențe foarte mari între jucătorii care au dus greu și au dus echipa aici și cei nou veniți. Mulțumim! Vă mulțumesc și eu! Numai bine!